Cruzime la un centru de plasament din județul Mehedinți. Un copil a fost bătut chiar de educatoarea sa. În cauză, conducerea de GSPC a luat măsuri rapide și concrete. Femeia a fost concediată de urgență și a fost depusă o plângere la parchet și la poliție. Într-un centru în care copiii ar trebui să fie protejați, se pare că aceștia sunt agresați chiar de către angajați. Asta ne spune directorul de GSPC din Mehedinți, care ne-a prezentat astăzi situația unui minor bătut chiar de către profesoara sa într-unul din centrele de plasament din județ. Din păcate am constatat un caz foarte grav din punctul meu de vedere. Într-unul dintre centrele pe care le gestionăm, în speță un minor beneficiar al centrului respectiv, agresat, bătut chiar de către o angajată noastră, este vorba despre o educatoare. Știu că este o cutumă în general a șefilor, a directorilor să acopere cumva gunoiul sub preș. Nu acoperim niciun fel de gunoi sub preș, tocmai de asta eu am sesizat acest caz, v-am sesizat pe dumneavoastră, pentru că mi se pare intolerabil ca într-un centru care ar trebui să fie de asistență și ocrotire a copiilor, minorii să fie agresați chiar de către angajații ai noștri. Prin urmare, am dispus formarea de urgență a Comisiei de Disciplină, care Comisia de Disciplină a realizat și un raport după cercetarea disciplinară. După acest raport am decis sesizarea parchetului pentru această speță, iar astăzi am hotărât desfacerea contractului de muncă, fără să stăm la discuții cu astfel de situații. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din incinta centrului. Educatoarea a declarat că ar fi avut această reacție după ce copilul ar fi jignit-o. Pe imagini se vede cum femeia se ridică nervoasă de pe scaun și lovește pe cel mic. Evident că din discuțiile și cu educatoarea respectivă, din audierea în cadrul Comisiei de Disciplină, a rezultat că cumva a deranjat-o respectivul copil. Pe principiul mi-o fi făcut copilul ceva, mi-o fi zis copilul ceva. Ne-a pretextat că a fost obraznic la adresa ei, drept urmare a decis să aibă o astfel de atitudine. Nu se justifică în niciun fel o astfel de atitudine. Oamenii ăștia trebuie să știe foarte clar că vin la serviciu și încasează un salariu mare, mic, nu știu cum o fi el, dar încasează un salariu pentru a avea grijă de copii, nici de cum pentru a-i agresa în centrele de GSPC. Este o situație evident de netolerat. Tocmai din acest motiv am și dispus măsuri ferme, fără să stăm la discuții, fără să avem ezitări. Se pare că femeia respectivă ar fi fost cercetată de Comisia de Disciplină tot pentru sesizări asemănătoare, însă acestea nu se confirmaseră. De această dată, imaginile vorbesc de la sine și dovedesc că o astfel de persoană nu poate lucra în acest domeniu.